Salut și bine te-am găsit la Încrucișor din Panic. Pentru tine două replay-uri pe muche de cuțit sau la musteață sau nu știu, câștigate la... Era să zic mililitru. Tot la lichide mă gândesc. Victorii câștigate la milimetru, absolut, absolut. Și în primul replay mai pe mine jucând cu Doru, replay are vreo 2-3 zile, nu m-am simțit foarte bine la 10, nici la 8. Și pe încheiere, înainte să mă bag la somn, fiind și foarte, foarte obosit, am zis că mai bine să mă relaxez cu vreo două meciuri la tier 6, pentru că acolo vei întâlni boți, categoric, dar eu nu mă enervez categoric când îi găsesc la 6, mă enervez când îi găsesc la 10, acolo mă enervez maxim. E bine, joc acest 100Y, iar Doru joc pe 43 aniversarii. După cum vezi, sunt pregătit cu muniția premium, pentru că da, pe acest tun, să știi, de 130 mm, ai o penetrare mai proastă. Eu folosesc calibete și pe tankul ăsta, supercharge și refine gun, chiar dacă tankul nu este neapărat un tank de sniper, pentru că ai un shell velocity pro și dispersie, na, așa, mediocră. Dar, ziceam de muniția premium, e bine, ai o penetrare mai proastă decât pe AP-ul de bază, în schimb ai un alpha damage mai mare. În loc de 460, vei avea un alpha de 530 și categoric, uite aici, un schimb frumos. Îmi convine să dau 500 de mii să primești înapoi 100, categoric. Din păcate, un coleg de-al nostru s-a dus cu tank light. Indienii ăștia pușează pe partea stângă, un Ashram și un RL, un high explosive care, din păcate, nu m-am răzgândit. Mai bine lovesc RL-ul, este mai periculos acel RL, care poate să fie penetrat mai greu de către colegii noștri, sau nu? Tocmai ne-a demonstrat ca KVD-ul că nu. Putem să-l scoatem împreună ca și colegi. Încă un shot frumos, 520. Tankul ăsta, să știi că o să las la sfârșit review-ul la tankuleț. Este un tank foarte interesant și care, îți spun sincer, deși eu nu sunt jucător de tank cu destroyer, mie îmi place tankul ăsta la nebunie. Te încântă foarte tare când vezi alfa de mișcare poate scoate. Într-adevăr, timpul de reîncărcare este mare, de peste 16 secunde, după cum vezi. Dar cu toate astea, uite, ziceam de shell velocity și dispersie, ambele sunt proaste. Dar alfa de mișcare este incredibil. Ai o satisfacție maximă când prinzi un tank mai, nu neapărat slab armurat, dar mai mediocru așa. Ai o penetrare de vreo 70 pe high explosive și un alpha damage de 600. Dacă mai și dai foc la motor sau la rezervoarele de combustibil, categoric va fi o distracție pentru tine. Și hai să revenim la match. Din păcate, colegii noștri s-au dus, a rămas doar eu și cu Doru fiind, dacă e norocos, două shot-uri, și eu am 800 HP. E bine, categoric trebuie să ne retragem, să ne căutăm poziții defensive, pentru că acești 4 indieni cu siguranță ne vor pușa. Absolut, nu este nicio îndoială. Eu, cu aceeași muniție premium, dacă pot să plătesc ceva, o voi face. Un rol foarte mic acolo, 502 la 100. Doru, dacă reușește să facă un kill sau să vedem cine e primul, bineînțeles că cel cu mai mult HP îl va pușa. Din păcate, el a fost lovit, nu am fost eu destul de rapid să-l... să scot acel tânculeț și, din păcate, Dorul a căzut și el. A rămas în versus 2. Doamne, uite la mine cum mișc cu ținta asta, ca un robot. Am un max-ul pregătit, 40 TP-ul este în spatele meu. Și totuși nu fac probleme. Am un max roll și mă gândesc, ok, să nu risc, o să-i dau un AP. Și acum vine o mică, mare problemă. E bine, depresia tunului, pentru că da, este și asta o problemă. Ia uite aici, mi-a sărit ținta. O, Doamne. Are doar 5 grade de depresie acest tânculeț și am uitat, mă rog, am uitat. N-am văzut că în fața mea este acolo un pic de dâmb și ca urmare, da, nu o să-l țeava. Cu puțin noroc am primit și acel max roll, într-un final 575 damage-ul pe AP și, după cum vezi, am schimbat pe munția high explosive, pentru că la 36 cât are HP rămas, mi-e de ajuns să fac inclusiv un damage indirect acelui tânculeț. Repet, țeava este de 130 mm, este o țeavă imensă, pot să compar cu țeava de la un IS-7 de tier 10, categoric.
categoric. Încă AP-ul de pe muniția premium are chiar un alfa mai bun decât IS-7. Și dacă nu vine pe dreapta, atunci categoric va veni pe stânga. Nu sunt sigur, aștept la clădire să văd dacă nu cumva intră în proxy spot, dar s-a arătat de pe partea stângă și l-am scos. Deci categoric, un joc care pe mine, spun sincer, m-a enervat foarte tare și nu m-a enervat cum să spun, echipa, cât efectiv cum am jucat eu acest tenculeț. Se putea absolut mult mai bine, am făcut câteva greșeli, am stat prea mult la tufă în partea dreaptă, deși colegii erau pușați pe partea stângă. Nu am tras o secundă dacă trăgeam mai repede în acel 100, colegul meu Doru nu ar fi murit, iar apoi ne fiind atent, ai văzut, am încasat încă un shot în plus suplimentar de la cel 40 TP. Un joc care pe ansamblu nu este rău, dar cu toate astea trebuie să spunem și părțile bune și negative, atât ale jucătorului cât și ale tankului. Ca urmare, consider că jocul pe ansamblu nu este un joc rău, poate dacă ești jucătorul începător ai învățat câte ceva, dar cu tankul ăsta mai degrabă ar fi bine să mergi, după părerea mea, cu tankurile heavy, în spatele tankului heavy, nu cu medii, pentru că nu ești mobil, ești foarte, foarte lent și vei avea mai mare succes și să joci tactica picabuiești, tragi un shot și te bagi înapoi în cover, să știi, la mentele vei încasa ceva bounce-uri câteodată și mai ales ai văzut că am fost înclinat foarte tare, am primit în această parte, în dreapta, am primit un bounce, chiar în momentul în care m-am îndreptat după ce am dat acel max roll. Deci vei încasa și ceva bounce-uri ocazionale în acest tenculeț. Da, deci un joc care l-am jucat de jumătate greșit, dar cu toate astea contează că pe final, la sfârșit, am reușit să câștig meciul. Un meci ok din punctul meu de vedere. Da, 10 shot-uri, 9, e acceptabil. Hai să vedem totuși un meci la tier 8, un meci foarte, foarte frumos făcut de Sebi. El se află pe Port Bay, joacă la rating și joacă acest 53 TP. Da, terminator din clanul Easy Dubs. Sebi joacă acest înculeț care cred că vrea să joace la rating doar ca să pună un camuflaj frumos pe el. Că, virgulă, camuflajul ăsta așa cu 300 pe el chiar n-arată nici cum. E bine, am văzut deja replay-ul de două ori și să știi că îmi place foarte mult, foarte mult cum abordează el situația, cum abordează el hărțile. Nu neapărat merge clasic pe stânga sau pe dreapta, ci mai degrabă el merge pe mijloc. Pentru că ai un mare avantaj dacă faci lucrul ăsta. În primul rând, te poți răzgândi. Poți să iei în stânga sau în dreapta în funcție de echipa ta, dacă tu te afli pe mijlocul hărții. Dacă tu te duci pe dreapta, e cam târziu și cam greu să traversezi 1, 2, 3 indieni care vă țin pe voi pe loc și să mergi să-ți ajungi colegii de pe stânga. Deci, categoric, o mișcare foarte înțeleaptă a lui să meargă pe mijloc. Și dacă merge pe mijloc, ia uite și primul client, primul venit, primul servit, Tiger, P-ul, 400 și ei luat jos. Nu a folosit tungsten shells, adrenalina poate acum, nu nimic, e bine și 414. Și uite că primul bounce a sosit. Să știi că vei fi uimit câte bounce-uri va încasa Sebi în această poziție în care el se află acum. Foarte multe. Încă 2-3 bounce-uri aici. Super tare. Acum și-a dat puțin cam de vreme drumul la tungsten shells. Probabil va avea ocazia să facă doar un singur damage. Sau nu. Chiar un bounce. Din păcate, secundele nu-i ajung ca să mă facă ca să facă acel damage. În schimb, după cum vezi, damage blocat are de două ori față de cât are damage făcut. Îmi place ce face, decât să riște un shot la acel Tiger pe care se tot mișca și să nu levească în hatch, a preferat să levească un tank care cu siguranță îl vedea foarte, foarte clar și a luat acel TD la banorâți. De data asta, iarăși o alegere foarte bună. Deși l-avea pe Jagdpanzer, s-a expus Tiger P-ul și a profitat de asta și a făcut și primul kill. În aceeași poziție s-a scrape, foarte bună poziția, nu se grăbește, n-are de ce să se grăbească. Las pe colegul lui Tiger cu Tiger 1 să stea acolo, să ține spotat și să moară ca un erou adevărat între 3 indieni.
Ceea ce îți aduc aminte, nu fă push dacă nu ai susținerea echipei, pentru că vei merge la garaj mai repede decât îți dai seama, decât îți poți da seama. Ia să vedem un shot frumos la IS, dar bineînțeles 448. Îmi place ce face, se retrage, dar el se retrage exact cum nu se retrage nevastă mea. Nevastă mea, când mă duc eu la cumpărături, se bate de toți clienții pe acolo printre rafturi, dar se dă în spate fără să se uite dacă trece cineva cu vreun cărucior sau... Dar nu și Sebi. Sebi foarte frumos s-a uitat să nu se lovească de ceva și... Din păcate, acel jucător cu jupanterul ăla, să știi că joacă foarte bine, nu și-a ratat ținta și îmi place ce face, nu mai stă în fața indienilor, ci se retrage și să vedem dacă va reuși oare să mai ciupească un shot. Da, vrea să scoate ISL-ul, bineînțeles, dar dacă s-a expus acel Tankenstein, nu are ce face și va trebui să lovească. Sunt 2 vs 4, exact ca și în jocul precedent, 2 vs 4 și... sfârșitul este foarte, foarte asemănător, ca să nu zic la fel, cu primul meci. Da, ia să vedem, poate încasează un dici de data asta. Categoric acel jupanter i-a făcut zilea mare, mă rog, minutea mare lui Sebi. 4.158 damage făcut, 3.325 damage bucat, foarte frumos cifre aici pentru Sebi. Din păcate, este colegul lui, da, la garaj și el. Și săracul Sebi este, da, 2 shot-uri și versus 3 jucători. Hai să ne poate reușește ceva frumos. Bineînțeles, și-a permis, a știut că va fi lovit odată, dar asta este. Cred că a meritat efortul și a rămas singur versus 2 tânculețe. Tankensteinul 670 și ISEul de 7. Bineînțeles, schimbă pronunția gol să nu rateze și elimină un indian. A făcut al patrulea kill foarte, foarte frumos. Și ia să vedem, Tankensteinul face o greșeală, nu face. Da, foarte frumos. Oricum are nevoie de două APC-uri ca să sau de 2 AP-uri, în cazul nostru are doar unul singur, deci categoric a folosit muniția Gold fără nicio problemă. Și al doilea, foarte lejer câștigat, mult mai lejer decât am câștigat eu tier 6, un damage foarte mare și foarte frumos jucat, 5.490 damage făcut și un XP de peste 1.500, categoric a primit asul Sebi pe acest tânculeț, pe acest joc. Top Gun High Caliber Adler Medal Steelwall și Kolo Obanov, bineînțeles, foarte frumoase medalii adunate aici. Un joc care mie mi-a plăcut fenomenal de mult. Și dacă e jucător, să-ți readuc aminte, ai văzut că în ambele meciuri, la un shot distanță, la un, nu știu, la pe muche de cuțit s-au câștigat aceste meciuri, e bine, nu te lăsa bătut. Încearcă să vezi care sunt oportunitățile tale. Folosește de tank, folosește de teren. Scoate tankul din joc dacă poți, astfel încât să încerci să elimini adversarii. Este exact ca și la poker, nu știu dacă ești, poate ești prea tânăr să joci poker. La poker nu e important să duci mâna, important este să scoți jucătorul de la masă. Asta e important. Odată ce ai scos jucătorul de la masă și rămâi singur, ești câștigător. Cam așa e și în jocul ăsta. Nu încerca să lași 2-3 tankuri one shot și să te duci după al patrulea, pentru că unul din cei 3 poate îți dă un amorac sau nu știu, și ai pierdut și te elimină ei pe tine de la masă, astfel încât nu e victoria de partea ta. Dar cum am jucat în ambele meciuri, am încercat să scoatem tankuri, un lucru de făcut totdeauna, astfel încât să-ți ușurezi mult munca spre sfârșitul turei. Acestea mi-a spus, sper că aceste două replay-uri de astăzi te-au inspirat, chiar dacă nu sunt la tier 10, la tier cu damage foarte imens, dar cu toate astea două jocuri frumușele în care ai văzut se poate câștiga la milimetru. Acestea fiind spuse, eu îți doresc o zi cât se poate de bună. Salut!